Iată, uite ce rochiță frumoasă are Ancuța. Este Iată, roz. uite ce împletitură frumoasă are. Se cheamă Infinity Braid. Și da. Dacă sunteți cuminți, Ancuța promite că o să vă arate și vouă cum se face împletitura da. Asta minunată care se poartă acum. Dimineața, de fapt, este cam bună ziua, pentru că este ora 1 și jumătate. Bun venit în al patrulea episod din Mihai Vlogs. Astăzi este o zi frumoasă de sărbătoare, este o zi de luni și o să mergem să ne relaxăm. Vă luăm și pe voi cu noi. Da, nu? Să vă uitați la episodul de miercuri, pentru că v-am pregătit o surpriză și o să vă placă sigur. Așa că să vă uitați, să nu ratați episodul cu Anca de învață. O să pun o lichid de parbriz. Am mers așa de mult cu mașina încât era așa de gros jegul pe parbriz încât nu vedeam pe unde merg. S-a pus stratul de cam de un centimetru grosime pe mașină. Nici motorină nu mai e, vai de capul nostru. Până la urmă nu mă pot abține și o să vă povestesc așa cam de ce să vă uitați mâine la clipul care v-a promis Ancuța. Dacă vă aduceți aminte, am jucat noi un joc mai de mult, cu vreo 2 săptămâni. Era vorba de jocul acela, cărticelele, care de fapt am luat bătaie, dar Ancuța trebuia să facă o poruncă. Uite că a îndeplinit porunca, a decis să vă facă o surpriză, așa că nu ratați mâine episodul. Și după cum v-ați dat seama, am ajuns în parcul Cismigiu. O să facem o plimbare minunată cu barca pe lacul Cismigiu. Deci e plin de oameni în parc azi. Ancuța era cât pe aici să se împiedice. Era cât pe aici să dea în năsuc. Așa că a trebuit să se oprească un pic să-și facă fundiță. Să nu spui că e coada de bărci. Da. Astăzi este o zi cam nasoală de vloguit, pentru că e o zi foarte ocupată. Este ca o zi de duminică. De regulă ieșim luni, e pustiu. Vreau să facem și noi așa o plimbare cu bărcuța. Dar e o coadă de vreo 30 de oameni și să vedem. Avem vreo șansă la vreo barcă? Hai, dar 20 de minute, jumătate de oră. Din păcate, este o coadă execrabilă, o jumătate de oră. Nici n-am curaj să o filmez, sincer, dar o să revenim cu alte ocazii, pentru că vara abia a început. Băi, Ancuța, ce coafiră minunată ai! Îți place! Super! Cu toate asta, o să mai filmăm un pic, că îmi place foarte mult. Și să mergem unde o să mergem? Mergem să punem niște motorină în mașină și ne mutăm în alt parc. Eventual mergem și pe la un pic de cumpărături. Și să mergem, să vedem un pic pe aici. Foarte mulți oameni aici în parc, e minunat. Chiar invidiem oamenii ăștia care se dau cu barca. Dar noi ne plimbăm acum. Ancuța s-a oprit ca o pensionară mică. Știți, ea are tabieturile astea. Trebuie să se oprească frumos pe o băncuță să mănânce ea niște fructe, așa. Trebuie să ne vitaminizăm așa, o dată la 2-3 ore. Uite, acum nu mai avem afine, avem niște zmeurică, așa. Bună, ia mes. Ce bună e. M-am vitaminizat complet. Ah, păcat că nu mi-am luat ochelarii de soare. Cum acum chiar ieșim din parc. Parcul poate găsim să facem și alte lucruri interesante, nu? Ce se aude? Uaa, niște păsări. Vrei să le vedem? Nu. Ia
Ia-ți amintirile și du-te că la mine e încuiat. Băi, îmi place foarte mult melodia lui Smale. Trecând pe lângă parc, am vrut să trecem în Parcul Tineretului. Ne-am decis să trecem un pic pe la mall. Poate ne luăm ceva de îmbrăcat. Și e și ora asta a prânzului. E nasol acum de mers. E nasul de făcut și poze și filmulețe. Așa că numai bine. Și ulterior o să mergem în parc să facem atunci poze. Să mai vedem ce mai facem. Intrăm și în magazinul de vis al Ancuței. Deja a găsit ce vrea să caute. Ancuța vă pregătește o surpriză minunată. Niște imprimeuri, așa DIY. Și lăsați în comentarii dacă vreți să vă realizeze Ancuța. În caz că nu știați cum arată vlogging setup-ul meu, cam așa arată. Microfon mare deasupra, cu lentilă wide angle și cu selfie stick. Ceva de genul. Alt magazin preferat al Ancuței. Din păcate, Ancuței nu i-a plăcut nimic de la Zara. Da, ci că e sunt foarte dezamăgită. Ci că sunt 100% poliester. Stai, tata, așa că e și rândul meu acum. Îl luăm pe ăsta. Gata, am ieșit cu succes din magazin. Da. Ne-am luat hainuțe. Până la urmă, Ancuța și-a luat pantalonii aceștia negri. Eu mi-am luat tricou și cu pantalonii ăștia. Tricou cu dunguțe. Nu mi-a plăcut că mă făcea prea gras. Nu că n-aș fi, dar totuși. Unde trebuie să-l luăm? Aici sau pe aici oare? Pe unde vrei tu. Am urmărit mai devreme un clip cu Wonder Woman. Wonder Woman este cea care poartă împletitura asta, Infinity Braid, pe care o are chiar Ancuța. Uite, asta al meu are cu oțelină, fasole verde, ciuperci, ardei roșu, lemon grass, condimente thailandeze. Wow, și al meu ce are? Piept de pui, ciuperci, urechi de lemn, morcov, ceapă, bambu și varză. E chiar îmi plac urechile de lemn. Nu, chiar ne place bucătăria asta asiatică. Mâncăm tot timpul chinezării. Mamă, ce bine arată! Oare o să pot să mănânc toată porția asta? Ce mai porția? Ia să vedem cum arată cea mea. Kung Pao! Cu viermicele, cum îmi place mie. I-am orez galbenul. Mamă. E timpul să devorăm, ce să mai? Da. Timpul să băgăm vinea pe somnă socă. Foarte impresionat de Liu. O reclamă bună, oricum merită. Merită reclama, merită am fost ce zici? Da. Bineînțeles, Pepsi. Bun și sănătos. E fără zahăr. Da, da. Te vrei? Vrei un mucure de ăsta de bambu? Nu, no, cam și eu. Tastes so good that it makes you wanna slap your mama. Eu nu mai pot să mai mănânc, am mâncat jumate. Așa o să rămână, că nu mai e. E prea mare forță, e uriașă. Păi hai să mergem în parc acum, că e timpul. Hai, da, ne vedem în parc. Am ajuns acum la orășelul copiilor. Până la urmă n-am rezistat și mi-am luat tricoul ăsta de la H&M pe mine. Sunt chiar încântat de el, îmi place mult. Și Ancuța s-a schimbat, de să vă arăt. S-a îmbrăcat ea frumos. Îți plac pantalonașii? Da. Să lăsați și voi în comentarii dacă vă plac pantalonașii Ancuței. Da, și e super, foarte mulți copii. Sunt niște casteluțe pe aici. Și acum o să ne plimbăm un pic prin parc ca să vă arătăm și vouă orășelul copiilor, atracțiile importante. Într-o tiripombă. Tocmai asta mai devreme. Sper să nu ne învârte prea tare. Trebuia să ne punem eu într-un...
Am mărit viteza! Ne-a luat un pic amețeala, da? E super! Mulțumim! Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Poate ne mai dăm și în alte trâmbițe. Mulți oameni au ieșit deja la plajă. Trebuie neapărat să venim să ne dăm în roata asta. Cred că o să avem un view frumos de acolo de sus. Uite pe cine am găsit. Am găsit o răzătoare mică. Ne dăm în Liceea Mare? Roata panoramică. Bună ziua, două persoane. Ai emoții? Nu știu. Două persoane, da. Să mai așteptăm puțin ca să se echilibreze. Mulțumesc. Da. Acum o să urcăm ușor, ușor, ușor. Deja lumea începe să devină foarte mică de aici sus. Ți-e frică? Da, mi-e frică rău. A, și ce frumos, poate vântul. E, suntem aproape sus de tot. Sunt exact deasupra roții. 30 de metri, după cum se vede, avem o priveliște superbă către parcul Tineretului. Hai să ne mai dăm o dată. Nu, eu nu mai vreau. Gata! Aș dori și un pahar, una de gumă, una de ananas. Asta este ananas? Da. Mamă, ce bun e ananas, de gumă? Turbo sau de care? Chiar are gust de gumă. Ok, înghețată bună, e da. De calitate. O notă de la 1 la 10? Da, 10. Uite așa dau copiii mici. Am dat pe mine, firar să fie. Pantalonii noi ai ancuței, nu se poate una ca asta. E că n-am dat decât pe șiret. Păi și cam asta e, începe să se lase seara. O să mergem să vărtăm și o fântână. Dacă tot am fost la fântână și am ajuns chiar până la lacul din parcul Tineretului. Noi am venit aici, am făcut și câteva Instagrame. Eee, ce de soare! Hai să intru și eu un pic la umbră. Eu sunt negru și tu ești alb. Ca invers, o? Acesta a fost și parcul Tineretului. Au! Ce-ai pățit? Șoricel mic. Luna viitoare o să filmăm iară și marți iar vă așteptăm cu un vlog. Să lăsați în comentarii dacă v-a plăcut orășelul copiilor și parcul Gijmigiu și ne vedem data viitoare cu noi vloguri și ne vedem data viitoare. Pa, pa.